Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului nostru Iisus Hristos, să-mi exprim bucuria de a vă întâlni în această seară, de a vă revedea cu mai mulți ani în urmă. Am mai fost în biserica dumneavoastră undeva prin 2002 și apoi în 2017 am ajuns tot așa într-o zi de joi. Astăzi sunt aici și mulțumesc fratelui păstor Vasile Câmpan, cu care ne-am mai întâlnit ultima dată la centenarul cultului penticostal, când au fost 100 de ani de la înființarea primei biserici penticostale din România. Chiar am avut ocazia, părtășia, să stăm acolo împreună. Vă aduc salutări din partea Bisericii Penticostale, beteri din Sighet, din partea fraților cu care slujesc, din partea conducerii cultului creștin penticostal, a fraților Nelu Filip, a fratelui Axinte. Harul și pacea Domnului să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Amen. În seara aceasta am stat aici împreună, am putut să ne rugăm. Urmează un timp de învățătură. Îi mărturiseam fratelui păstor că după ce a fost citit pasajul acesta, oarecum așa m-au prins cuvintele acestea, cu toate că eu aveam un text, un pasaj din care vroiam să vorbesc, dar mă rog lui Dumnezeu să mă inspire în vestirea acestui mesaj bazat pe ceea ce s-a citit. E aici un lucru foarte important. Și observați o declarație a unui om care era într-o situație dificilă. Dacă vă uitați deasupra Psalmului 56, aici ni se spune o cântare de laudă a lui David, făcută când l-au prins filistenii la Gat. Nu era deloc simplu pentru el. Era o situație grea cu care acest om se confrunta. Noi trăim niște vremuri în care întâlnim fel și fel de situații. Ne-am și rugat pentru țara aceasta, ne-am rugat pentru ce se întâmplă și fiecare dintre noi este conștient că situația în lume nu este deloc ușoară. Ven împreună cu soția mea de la o conferință, o convenție pe care bisericile române din Canada au avut-o, fost invitat acolo și aveau chiar o temă bazată pe ceea ce vedeți dumneavoastră aici, credința. Luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Aceasta de altfel era tema acestei convenții. Vreau să vă spun că și ei înțeleg că în vremurile acestea, dacă e nevoie de ceva, este nevoie de această credință, de această încredere în Dumnezeu. David, în situația aceea dificilă în care se afla, el face aici o declarație, o declarație care, credeți-mă, pe mine mă impresionează, pentru că acest om, într-o situație dificilă, are curajul să spună aceste cuvinte pe care le găsim în versetul 11. Mă încred în Dumnezeu. Observați bine. Mă încred în Dumnezeu. Nu oricine poate să spună așa ceva. Te confrunți cu fel și fel de situații. Trăim aceste vremuri care nu sunt deloc ușoare. Atât dumneavoastră în America, cât și noi în România, în Europa, de altfel, și oriunde te duci, oamenii sunt frământați. Eram nu de mult în Austria, predam acolo niște cursuri, și mi se spunea în sâmbătă aceea, după masă am ieșit puțin, și spunea e o demonstrație în Viena, pentru că vor să dea o lege în care, prin care de la 6 ani în sus copiii să poată fi învățați, să aleagă ce vor să fie ei. Și știți dumneavoastră că și pe la dumneavoastră sunt altfel, astfel de situații. Dacă vor să fie băiat, să fie băiat, dacă vor să fie fată, să fie fată, e ceva care pur și simplu te face să te gândești spre ce ne îndreptă. Ne-am confruntat și noi în România cu o
o lege din asta în care copiii să poată fi învățați să trăiască cum vor ei, să facă ce vor ei și nu intru la mânunte că dumneavoastră le știți. Peste tot găsești oameni frământați, neliniștiți. Ne confruntăm cu tot felul de crize. Criză socială, criză economică, criză politică, nu? Vedeți dumneavoastră, sunt aceste războaie care deja ne pun oarecum într-o situație dificilă, mai ales în Europa, tot mai mult se aude zângănitul armelor. Noi stăm chiar pe graniță, de la casa noastră până la biserica pe care o avem penticostală în localitatea din Ucraina, sunt sub 2 km. Abia trecem vama. Auzim sirenele cum sună, de multe ori din curte aud și ce spun când vorbesc și anunță că merg rachetele și se anunță în toată Ucraina. Oamenii sunt îngroziți, nu știu ce să facă și chiar astăzi un păstor care cândva chiar a fost aici la dumneavoastră mi-a trimis o poză, dar eu știu că mi-a trimis-o cu durere, cu fiul lui pe care l-au luat și l-au trimis și pe el undeva la una din granițele Ucrainei să nu fi tată în astfel de situații. Este ceva care pur și simplu te face să te gândești ce va fi, ce se va întâmpla. Ei, în astfel de situații, vedeți, cu tot felul de crize, îți pui problema ce poți face, în cine te poți încrede, în cine îți poți pune nădejdea. De altfel, una din întrebările fundamentale, spunea odată un filozof german, Immanuel Kant, că una din întrebările fundamentale, da, ale omului este în cine te poți încrede, în cine îți poți pune nădejdea. E întrebarea asta deosebit de importantă, nu? Aduceți-vă aminte că David, într-o altă situație, a spus acele cuvinte, mai ales într-un context dificil. Eu n-aș putea spune cu exactitate care a fost motivul scrierii acelui psalm 39. Dar el spune, la un moment dat, era mut, în tăcere, și durerea mea nu era puțin mare. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care-i sfârșitul vieții mele, zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea e o nimica înaintea ta, dar orice om e doar o suflare. Observați acolo, un lat de mână. Latul de mână era o măsură în vechime de 8 centimetri. El nu spune că viața e măcar o palmă. Măsura standard era vreo 22,5 cm. Nu spune că viața e cât un cot, care era undeva între 48 și până la 52,5, era și cotul regal. Dar el spune, viața mea e cât un lat de mână, adică arată scurtimea ei. Dar orice om e doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Și apoi observați, în versetul 6, el prezintă de altfel situația omului pe pământ. Da, omul umblă ca umbră, se frământă degeaba. Strânge la comor și nu știe cine le va lua. Observați, aici David arată practic viața unui om. Și dumneavoastră, dacă ați fi întrebat ce înseamnă că omul umblă ca umbră, știți mai bine ca mulți alții. Să vii din România, poate să ajungi undeva într-o altă țară, să aștepți după aceea cum era înainte de căderea comunismului, apoi strânge omul și ajunge în punctul acela în care zice ce se va alege din toate astea, nu? Și atunci observați David în situația respectivă, el spune ceva foarte, foarte important. Doamne, versetul 7, în cine îmi pot pune eu nădejde? Nu? În cine mă mai pot încrede eu? Ce pot să fac eu în astfel de situații? Însă vedeți, aici în psalmul acesta 56, David face declarația asta superbă, într-un context dificil. Eu mă încred în Dumnezeu. Aș vrea în seara asta să am un mesaj pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l transmit. Am încercat
să-i dau un titlu. De ce este importantă încrederea în Dumnezeu? De ce este importantă încrederea în Dumnezeu? Și observați aici, putem observa că David este omul acesta care arată câteva lucruri din care noi putem înțelege cum se încrede el în Dumnezeu și ce stă la baza încrederii lui în Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți obișnuiți, nu, pe dolar scrie acolo în spate, nu? Noi ne încredem în Dumnezeu. Scrie. Cândva au scris oamenii de aici. Cândva au fost oameni care au crezut în Dumnezeu, s-au bazat pe Dumnezeu. Aș vrea să privim la câteva lucruri de aici. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm din textul care a fost citit este că încrederea în Dumnezeu are la bază cuvântul lui, rețineți. Încrederea în Dumnezeu are la bază cuvântul lui. Aici cuvântul Scripturii spune în versetul 10, eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, auziți? Încrederea în Dumnezeu are la bază cuvântul lui. Cuvântul pe care Dumnezeu ne-l-a dăruit nouă oamenii. Nu mulți oameni citesc Scriptură. Nu mulți oameni se bazează pe acest cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat nouă oamenilor. Citeam despre unul din foștii președinții ai Americii, Johnson, care cu mulți, mulți ani în urmă spunea Biblia este stânca pe care e clădită patria noastră. Așa spunea despre America atunci. E stânca pe care e clădită patria noastră. Am întrebat politicienii din zilele noastre. Ar spune ei așa ceva? Un alt președinte pe care l-a avut America, citeam despre el, omul acesta care a avut un rol important în istoria lumii, în căderea comunismului în mod deosebit. Știți foarte bine de președintele Ronald Reagan. Omul acesta, într-o împrejurare, spunea Biblia despre Biblie, nu? Este cartea în care se găsesc răspunsurile la toate întrebările noastre. Numai să le citim și să le credem, auziți? Dar aici e marea problema oamenilor. Pentru unii Biblia este așa doar o carte pe care o citesc să-și îmbogățească cultura lor generală, însă unii oameni se încred în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ei îl cred așa cum este el. Una din marile probleme pe care le-au avut chiar la un moment dat evreii a fost că ei nu mai credeau în acest cuvânt al Scripturii. Citim într-unul din psalmii pe care îi găsim aici în această frumoasă și importantă carte a psalmilor și anume în psalmul 106, în versetul 24, ni se spune ei au nesocotit țara desfătărilor, n-au crezut în cuvântul lui. Observați, n-au crezut în cuvântul lui. Una din problemele oamenilor din zilele noastre este că ei nu au încredere în Dumnezeu pentru că nu cred acest cuvânt pe care Dumnezeu l-a dat. Când citim în cuvântul Scripturii și în Noul Testament avem o asemenea afirmație în 1-a epistolă a Apostolului Petru, în capitolul 2. Și vom citi aici cuvântul acesta unde la un moment dat ni se spune, citesc 7 și 8. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, observați? Dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta au fost rânduiți, auziți? N-au crezut cuvântul. Oamenii zilelor noastre nu se pot încrede în Dumnezeu. Observați câte probleme apar în viața asta de zi cu zi. Poate niciodată în istoria omenirii n-au fost atâtea probleme de natură psihică, atâta depresie. Citeam odată de o statistică, mă rog, într-o revistă din asta, Reader's Digest, că în America, eu am rămas așa, m-am cutremurat și mai de mult am citit asta, cu câțiva ani în urmă, poate mai bine de 10 ani, că
11% din populația Statelor Unite ale Americii, și nu-i puțin, 11%, ia medicamente zilnic pentru problemele acestea de natură psihică. Și anume, merg la medic și medicul scrie atac de panică. I-am spus aceste cuvinte de la Ambon, aveam o membră care era medic psihiatru undeva în Franța, profesia sa, a venit la final și mi-a spus: frate pastor, vreau să vă spun că în Europa procentul este mult mai ridicat, îmi spunea atunci, conform statisticilor care sunt, și-am zis, bunăstarea, toate lucrurile pe care le au oamenii în zilele noastre, vedeți, fără a fi acei oameni care să se încreadă în Dumnezeu, îi face să meargă în stânga, în dreapta, să nu aibă pace, să nu aibă liniște și să-și pună acut problema existenței, problema zilei de mâine. Însă acei oameni, rețineți, care au încrederea în Dumnezeu, acei oameni se bazează pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru ei cuvântul acesta e viu și lucrător. Slăvit să fie Domnul! Noi ne încredem în Dumnezeu? Încrederea noastră e bazată pe acest cuvânt al lui Dumnezeu? Vedeți, noi nu ne încredem pe niște prognoze care se fac. Eu am învățat, mă rog, pe vremea comunismului, economie politică, am dat examene din astea și vreau și eu să profesez într-un anumit domeniu economic în vremea respectivă. Și mă uitam acolo la prognozele care se făceau. Și unii credeau, ni se vorbea despre comunism și unii știți dintre dumneavoastră, nu? Că Lenin spunea inevitabil, în următorii 100 de ani toate țările vor trece la comunism. Ni se vorbea despre etapele acestea ale comunismului, socialismul și apoi comunismul de plin, în care ni se spunea că dacă în socialism retribuie plata sau dacă vreți retribuție, era datorată modului în care cineva lucra, nu? După cantitatea și calitatea muncii. Se spunea în comunismul de plin va fi după nevoie. Și ce s-a realizat din asta? Erau planurile acelea, prognozele până la 2030-2050. Toate s-au dus, cum zic oamenii, pe apa sâmbetei. Nimic nu s-a ales din ele. Dar unii au crezut în asta, știți? Da. Unii s-au bazat pe asta. Și câți oameni nu se bazează și astăzi pe anumite ideologii din care se alege praful, nu? Câte n-au fost de-a lungul anilor, câți n-au scris, nu? Câți n-au fost din aceia care au încercat să râdă de creștinism fără să creadă, nu? Și să accepte acest cuvânt al lui Dumnezeu. A fost o epocă, nu? Și Franța a fost promotoarea unei astfel, nu? De trăiri în care îl exclude pe Dumnezeu. L-au scos pe Dumnezeu din viața lor, au fost filozofi atei care l-au batjocorit pe Dumnezeu, nu? Era Voltaire care pur și simplu vorbea despre Dumnezeu așa, într-un mod dezonorant. În unde se găsea, vorbea așa despre lucrările lui Dumnezeu. N-o să uit că undeva era la o masă, el era prieten cu regele sau împăratul, mai bine zis, al prusacelor, Frideric cel Mare. Și participa la anumite mese festive, erau așa împreună și într-o bună zi, fiind acolo la masă cu mareșalii din armata aceea prusacă, cu oamenii mari, cu împăratul și cu toți, el vrea oricum să destindă atmosfera acolo și să batjocorească tot ce-i sfânt. Și la un moment dat, pentru că el nu credea în Dumnezeu, el batjocorea pe Dumnezeu, se ridică în picioare și spune la un moment dat: eu pentru o marcă prusacă vând locul meu din rai, auziți? Vând locul meu din rai. Ca să râdă oamenii de acolo și să batjocorească cuvântul lui Dumnezeu, care vorbește de rai, care vorbește despre viață veșnică. Și zice că la un moment dat se ridică în picioare mareșalul von Sydenham, omul acela care, mă rog, era cineva în vremea respectivă, și se uită la acest ateu și spune: domnule Voltaire, după legile prusace, când vrei să vinzi ceva, întâi trebuie să demonstrezi că acel loc îți aparține. Poți dumneata să faci, să demonstrezi că ești posesorul unui loc din rai? N-a avut ce să mai spună Voltaire în acele momente,
și s-a pus acolo pe scaun. Observați, au fost batjocoritori și sunt batjocoritori, nu? Noi, bună oară, trăim în viața asta punându-ne încrederea în Dumnezeu. Și cuvântul acesta al lui Dumnezeu ne spune că într-o zi va reveni Domnul Iisus și asta ne face să privim spre El, nu? Aduceți-vă aminte câte cântări de-a noastră erau aproape la fiecare slujba a bisericii. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Așa? Ei, acum parcă oamenii nu mai cântă așa de mult, parcă nici nu știu, poate nu doresc așa de mult să vină Domnul Iisus. Era cântarea aceea la trâmbiței răsunet, când va fi, când va fi și cu mare slavă vei veni. Știți cu cât foc se cânta acel cor, acel refren acestei cântări? Adă, Doamne, ziua aceea mai curând, mai curând, ziua sfântă a noului așezământ. Ei, asta exprima ceva, că acei oameni știau, credeau în acest cuvânt, știau că acest Iisus trebuie să revină și că ei trebuie să se întâlnească cu El. Era încrederea asta care îi făcea să depășească diferite probleme. Însă, observați dumneavoastră, oamenii care n-au încrederea asta în Dumnezeu, nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă ce spune Petru în a doua epistolă pe care el o scrie în capitolul 3, începând cu versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostol, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nele. Giuiți, observați, Biblia spune asta, dar batjocoritorii spun asta. Însă oamenii care au încrederea în Dumnezeu, nu citesc tot pasajul acesta, pentru că dumneavoastră îl știți. Dar observați aici, versetul acesta 14, spune așa, de la 13 citesc. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănire. Binecuvântat să fie Domnul. E, observați dumneavoastră, încrederea în Dumnezeu are la bază cuvântul Lui. Și ce important este pentru noi să putem să ne bazăm pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, să ne fie drag acest cuvânt, să-l citim, să-l punem în practică și să trăim după el. A trăi după acest cuvânt al lui Dumnezeu înseamnă a-l împlini, a-l pune în practică în viața asta de zi cu zi. Poate unul din frumoasele pasaje pe care noi le avem în legătură cu împlinirea acestui cuvânt al lui Dumnezeu este acel pasaj din Iacov, capitolul 1, de la versetul 22 în jos. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur. Vedeți? Este atât de important ca noi, ca și oameni care ne punem încrederea în Dumnezeu, să ne bazăm în totalitate pe acest cuvânt al Lui. Să nu fim doar niște ascultători, mulți oameni se vor înșela, pentru că s-ar putea la un moment dat să-L crezi, dar să nu-L aplici în viața de zi cu zi. S-ar putea și să fie oameni care să știe pasaje pe de rost din Scriptură, dar să nu-L aplici în viața lor de zi cu zi. Și observați ce spune aici cuvântul Scripturii, înșelându-vă singuri, spunea un rabin evreu într-o împrejurare, să-L înșel pe Dumnezeu e o naivitate, că nu-L poți înșela. Să-ți înșel aproapele, dar e un păcat, dar să te înșel pe tine însuți e o crimă. Și mulți oameni, vedeți, se vor înșela, pentru că ei au acceptat
acest cuvânt al lui Dumnezeu. Poate la un moment dat a acceptat și, cum spune apostolul Pavel când scrie lui Timotei, acea formă de evlavie. În capitolul 3, versetul 5 din a doua epistolă, dar tăgăduind puterea, fără să pună în aplicare lucrurile pe care Dumnezeu le cere. Însă noi, scumpii mei, ar trebui să fim așa cum spune aici Iacov. Uitați-vă următoarele versete, s-a afișat deja versetul 23 și cuvântul din Iacov 1:23 spune mai departe ceva foarte important pentru noi, și anume, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și mai departe, observați ce spune, și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Ei, asta se întâmplă cu oamenii care știu cuvântul, care pot să-l creadă până într-un punct, până la un moment dat, dar este atât de important ca în viața aceasta de zi cu zi să ne putem baza în totalitate pe acest cuvânt. Și atunci observați ce se întâmplă în viața unui astfel de om. Versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea nu ca un ascultător utuc, ci ca un împlinitor cu fapta, ce se va întâmpla cu el? Va fi fericit în lucrarea lui. Să ne ajute Domnul să fim astfel de oameni. Să fim acei oameni care să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca fericirea asta să o putem experimenta în viața de zi cu zi. Iată, scumpii mei, am putut vedea primul lucru atât de important din viața oamenilor care se încred în Dumnezeu. Oamenii care nu se încred în Dumnezeu, ei sunt dezorientați, debusolați, sunt oameni care au atacuri de panică, oameni care cad în depresie, oameni care n-au nicio nădejde, oameni pe care dacă îi întreb, dacă mor, ce se va întâmpla cu tine? Care-i destinația ta? Nu? Câți oameni nu sunt din ăștia care, mă rog, la un moment dat au așa o stare de voioșie, dacă vreți, exuberantă, oameni care, mă rog, poate primesc o diplomă, absolv o școală, îmi vine în minte o întâmplare, am vrut să trec la punctul 2, undeva în Florența, cu mai multe secole în urmă, era o personalitate marcantă, se numea Felipe Neri. Și într-o bună zi, în cetate, un tânăr, așa voios, cu o diplomă în mână, a absolvit o școală de avocatură, fugea pe străzi și la un moment dat dă cu ochii de această personalitate. Mă rog, îl salută și Felipe Neri îl întreabă pe acest tânăr: dar de ce ești așa de bucuros, de ce ești așa de voios? Nu, i-a văzut și diplomă în mână. Și tânărul spune: păi uite, am absolvit o școală, sunt așa de bucuros. Și ce vei face după aceea? O, zice, mă voi duce la un avocat vestit de acolo, voi face practică cu el, ca să deprind mai bine tainele meseriei. Și după aceea ce vei face? O, îmi voi deschide eu propria mea afacere, voi fi eu, cu, dacă vreți, cu cabinetul meu de avocatură. Și după aceea ce vei face? Și tânărul răspunde: vreau să mă căsătoresc. Și după aceea, o să profesez, o să-mi întrețin familia, o să-mi cresc copiii. Și după aceea ce vei face? Păi zice, după aceea, normal că într-o zi mă voi pensiona sau, mă rog, voi lua un repaus, voi sta și mă voi bucura de realizări. Dar după aceea ce vei face? Și tânărul ăsta zice, păi după aceea ce voi face? Voi muri. Da, după aceea Felipe Neri îl întreabă, ce vei face? La care el a rămas blocat și nu mai știu ce să spun, înțelege? Așa, dintr-o întrebare în alta, îl aduce cu picioarele pe pământ și tânărul ăsta, din bucuros și voios, ajunge la un moment dat singur să se împiedice, dacă vreți, în răspunsurile lui și cea mai chinuitoare întrebare: după moarte ce vei face? N-a știut ce să mai spună și parcă dintr-o dată tot eșafodajul acela, tot ce a clădit, se dărâmă. De multe ori așa se întâmplă cu viața omului pe pământ care n-are încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu îl face pe om să scruteze veșnicia și să privească spre Dumnezeul mare
și Sfânt. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Asta face încrederea în Dumnezeu. Asta, dacă vreți, face diferența între oamenii care au încredere în Dumnezeu și oamenii care nu au încredere în Dumnezeu. Noi cum suntem? Ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu? Căutăm să-L împlinim? Căutăm să-L punem în practică? Eram nu de mult undeva la Vicov și când am intrat în biserică, eram pe hol și cântau frații de acolo o cântare. Și cântarea aceea m-a răscolit, m-a aruncat undeva în anii 80. O auzisem pentru prima dată, acea cântare care era cântată chiar de autorul ei și autorul versurilor și melodie. Era Dumitru Coroamă. Și refrenul îl repetau. Poate știți cântarea Cunoștință e o perlă. Și refrenul era: cine cunoaște și împlinește, e fericit, e și mântuit. Cine cunoaște și nu împlinește, e nefericit, e nemântuit. Și de acolo am predicat în acea seară. Vreau să spun fiecăruia din cei care suntem aici, să ne ajute Domnul să fim acei oameni care să cunoaștem, amen, să împlinim, să fim fericiți. Amen. Și asta definește încrederea în Dumnezeu. Amen. Mărit să fie Domnul! Amen. Doi, de ce este importantă încrederea în Dumnezeu? Încrederea în Dumnezeu alungă teama din viețile noastre. Observați? Încrederea în Dumnezeu alungă teama din viețile noastre. Observați ce spune aici în versetul acesta 11. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. No, acum fiecare dintre noi avem posibilitatea să ne verificăm propria noastră viață. S-a citit despre încrederea asta în Dumnezeu și vedem importanța ei. Am arătat că ea se bazează în totalitate pe cuvântul lui Dumnezeu. Am putut să ne verificăm noi și cei care ne urmăresc dacă într-adevăr fiecare se bazează pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Noi nu ne bazăm, cum spuneam, pe nu știu ce lucruri, pe nu știu ce ideologii, pe nu știu ce, dacă vreți, promisiuni electorale sau ceva ce va face unul sau altul. Noi ne bazăm pe ce scrie aici. În al doilea rând, observați dumneavoastră, încrederea în Dumnezeu alungă teama din viețile noastre. Dacă eu v-aș întreba, aveți teamă de ceva, tineri care sunteți aici, nu? Aveți teamă? Practic, teama este generată de multe lucruri, nu? De multe lucruri. Observați, sunt oameni care se tem pentru viitorul lor. Am întâlnit tineri care s-ar căsători, eu, ca și pastorii dumneavoastră, cu siguranță, nu? Stăm de vorbă cu cei care se căsătoresc. Avem întâlniri, discutăm cu ei, punem întrebări. Și cel mai mult punem întrebări, nu? Întrebări legate de căsătorie și câte altele. Să știți că i-am întâlnit la întrebarea asta, ce frică puternică ai sau ce frică te domină? Și am întâlnit diferite răspunsuri. Au fost fete care spuneau temerile lor, de ce se temeau, ba erau și băieți care spun că se tem, nu? Și mai ales în zilele noastre, se tem unii, de una se tem de alta. Am întâlnit un sondaj de opinie care a fost făcut și au fost intervievați niște adolescenți și printre temerile lor erau că mama și tata se tem că vor divorța, se temeau pentru viitorul lor, cine îi va susține la școală și câte altele, nu? Și în epoca asta sunt tot felul de temeri pe care le au oamenii, nu? Și de multe ori temerile astea pot să fie motivate, nu? Teama poate să fie motivată, nu? Oamenii se tem pentru locul lor de muncă și în America se tem, nu? Câte companii din astea nu dau faliment, nu? Câte nu se prăbușesc, am putut vedea mari recesiuni, nu? În istoria asta, modernă am putea spune, nu vorbim de epocile acelea îndepărtate, dar vorbim de secolul 20, începutul secolului 21.
Știm toți de Marea Depresiune din asta, din America, bună oară, nu? Ce s-a întâmplat? Știm de anii ăștia, nu? Și citeam economistul ăsta, al vostru, din America, Rubini, dacă vine cu ceva, vine cu prognoze din astea sumbre și cine citește, nu? Are toate motivele să se teamă și am văzut oameni care se tem. Pur și simplu, teama paralizează viața unui om. Sunt oameni care nu știu ce să facă, nu? În contextul ăsta, nu? Al lucrurilor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, apar temerile astea și spun unii tot mai justificate, nu? Se tem oamenii de ce urmează, nu? Se tem oamenii în România, în Europa, să știți că se tem de război. Câte lucrări n-au fost în România să ne rugăm ca Dumnezeu să păzească hotarele țării noastre. Și ne rugăm. Și credem, nu era război și deja erau anumite lucrări. Eu am asistat la astfel de momente când o prorocie, eram la o întâlnire, chiar la alegerile pe care le-am avut în 2018, la cultul pentecostal, printr-o voce profetică erau anunțate anumite evenimente și noi ne rugăm lui Dumnezeu și cerem mila și cerem îndurarea Lui. Am avea toate motivele să ne temem și să nu știm ce să facem, nu? Însă, vedeți dumneavoastră, încrederea asta în Dumnezeu ne face să privim spre Dumnezeu. Spunea psalmistul în psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți de unde îmi va veni ajutorul. Și acolo în limba română sunt trei puncte, observați, adică e o pauză. Însă, observați mai departe ce spune acest om al lui Dumnezeu. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, mărit să fie Domnul. Uitați-vă, aici David este la Gat. Ce putea să facă? El e prins de filiste. Și dacă te gândești la contextul, da? Acestor evenimente, nu? Care se succed unul după altul, cândva David a ucis pe omul acela mare și puternic cu numele de Goliat. Și știți bine că în urma uciderii lui Goliat, armata filisteană a fost înfrântă. Acel erou pe care îl aveau filistenii a fost răpus de acest David. Și acum David este tocmai în locurile acelea de unde era filisteanul acesta. S-ar fi putut gândi, acum e sfârșitul meu, acum totul se termină. Însă declarația asta lui ne face și pe noi să înțelegem că și devin situații limită în viață. Ultimul cuvânt îl are stăpânul nostru. Mărit să fie numele Lui. E Dumnezeu, glorificat să fie El. Ne îngrijorează, vedeți ce este în Israel, nu? Vedeam reacțiile, mai ales acum în zilele astea, care au fost la ceea ce s-a întâmplat acolo, în sudul Israelului, la granița cu Egipt. Cei de la ONU, am văzut pe președintele Turciei, am văzut, mă rog, reacțiile mai marilor lumii au luat poziție. Unii să recunoască statul palestinian, ce lupte teribile să dau astăzi, nu? Și ne gândim ce urmează, nu? Ne gândim, cum vă spuneam, ce e încolo răsărit și toate astea ne îngrijorează. Am putea spune, este ceva, mă rog, care te face să te gândești cum să scap, ce va fi, vedeți, migrația asta oamenilor dintr-o parte sau alta și spunea cineva, gata, că mergem de aici și mergem acolo. Însă, auziți, cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa 3:10 spune așa, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului, auziți? Va veni momentul acela că nu, cum zic unii, fugim acolo sau fugim dincolo. Toți locuitorii pământului vor fi încercați. Oare atunci cine va avea izbândă, cine va scăpa? Este făcută promisiunea, uitați-vă în următoarele versete, nu? Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și în următorul verset, observați ce spune. Pe cel ce va birui, el voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu. Noul Ierusalim care are să coboare din cer
de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou, mărit să fie Domnul. Și atunci când ai o asemenea promisiune, când știi ce Dumnezeu ai, care are ultimul cuvânt în istorie, asta te face să poți să spui, eu nu mă tem, încrederea în Dumnezeu. Observați dumneavoastră, dacă vreți, spulberă temerile noastre, înlătură barierele care pot sta în fața noastră. Mi-am auzit aminte de cuvintele acelea, vezi, spuneam, de contextul ăsta politic al vremii, de ceea ce, mă rog, se face la marile cancelarii ale lumii și ne gândim la toate astea. Cândva un teolog, Talmud, spunea următoarele cuvinte, spunea, despoții pot face planuri, armatele pot mărșălui, congresele națiunilor pot părea bine încredințate că le pun ordine în treburile lumii, dar ei nu sunt decât praful de pe roțile carului de triumf al lui Dumnezeu, mărească-i se numele. Noi în El ne încredem. Și asta ne face ca teama să fie alungată din inimile noastre și să privim spre cer, spre păstorul și minunatul nostru Dumnezeu, gloriile Lui. Nu știu de ce te tem. Oamenii se tem de boli, i-am văzut ce a făcut pandemia. Și știți bine, am văzut oameni care aveau așa de mare frică, nu dădeau mâna unul cu celălalt. Se temeau de la distanță, nu doreau, erau mame care nu-și primeau nici copii. Ia, aici soția aia știe de un asemenea caz, nu mai lăsau la ușă, ca nu cumva, domnule, să îi se întâmple ceva. Situații cumplite. Însă atunci când ai pe Dumnezeu, când te încrezi în El, El stă pe tron. Nimeni și nimeni nu poate clătina tronul lui Dumnezeu, pentru că El este tot puternicul stăpân. Vedeți ce mare har este să putem să ne încredem în El? O, bunul Dumnezeu să ne umple de Duhul Său cel Sfânt, să putem să ne încredem în El, indiferent de situațiile cu care ne vom confrunta, indiferent de ce va veni. Și așa cum aveți tema asta despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, ea ne face să putem avea această încredere în El. Pentru că încrederea nu e altceva decât ceea ce spune autorul Epistolei către Evrei. Uitați-vă în capitolul 11, în versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Slavă Domnului! Te tem? Vă temeți? Fiecare om are motive de teamă. Dacă m-ați întrebat și pe mine, da, sunt motive. Însă, atunci când îți vin astfel de lucruri, tu trebuie să schimbi repede și să privești spre Dumnezeu și să știi că încrederea ta este în El. Și atunci când ai încredere în El și de ți-o venit în cap și de aia anumite temeri venite dintr-o parte sau alta, încrederea în El va putea spulbera acele temeri, pentru că noi avem un Mântuitor puternic, El e Domnul Iisus Hristos. Când erau acolo îngerii, îngerul pe câmpul Betleemului unde erau adunați păstorii, au fost apucați de o teamă. Uitați-vă acolo la Evanghelia după Luca, la capitolul 2, versetul 9. Și acolo, la un moment dat, ceva se întâmplă. Spune, ei s-au înfricoșat foarte tare, spune, nu? Citim și 8. Da, lăsăm doar. Un înger al Domnului s-a... Nu, vă citim, da, lăsați 9 odată, da? Nu mai citim asta, știți? Puneți 9. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Și auziți vestea care vine din cer. Nu? 10. Vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. El ne va mântui și vom fi cu El în slavă. Doamne, ajută-ne! Și încrederea în Dumnezeu, în al treilea rând și închei, va fi urmată de mari răsplătiri. Încrederea în Dumnezeu este urmată de mari răsplătiri. Eu văd răsplătiri așa aici, în versetul 11. Căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Ce poate fi mai important decât mântuirea sufletului? Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dar să poți să ai sufletul mântuit este cea mai mare realizare, scumpii mei. Poți să câștigi lumea asta întreagă, poți să ai toate comorile lumii, poți să ai toate titlurile. Într-o zi toate cad. Însă vine momentul acela când trebuie să pleci de aici. Cum va fi sufletul tău? Citeam odată despre marele
cardinal al Franței, Richelieu. Mă rog, cei care ați fost pasionați de scriitorii francezi, Dumas și mulți alții au scris despre el. Apare omul acela celebru, șeful Bisericii Catolice franceze. Omul ăsta care a avut o influență puternică și asupra politicului. A avut propriul lui castel, a avut o bibliotecă faimoasă și la un moment dat, când era pe patul morții, biografii au fost interesați de ultimele cuvinte pe care le spun oamenii. Știți care au fost ultimele lui cuvinte? O suflete, ce va fi cu tine? Și-a închis ochii și-a plecat de aici. Să fii personalitatea religioasă numărul unu, să ai influență, să fii cineva și să stai pe patul morții și ultimele cuvinte pe care să le spui, o suflete, ce va fi cu tine, e o tragedie, e o dramă. Însă uitați-vă pentru un om care l-are pe Dumnezeu, ce încredere are. Observați la Apostolul Pavel când scrie ultima lui epistolă către Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 6, zice el, căci eu știu, observați, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credință. Observați, încrederea asta în Dumnezeu, nu, o puternică încredințare, spune cuvântul. Și acum auziți ce spune el, observați cum privește spre răsplătire. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Avem noi asemenea nădejde? Ce spuneți? Observați, încrederea în Dumnezeu e urmată de o mare răsplătire. Aici spune, îmi vei scăpa sufletul, mi-ai scăpat din locuința morților. Observați, aici privește spre răsplată. Autorul epistolei către evrei, dacă vă uitați în capitolul 10, el prezintă niște situații limită, care puteau genera temere, care puteau genera acea frică, nu? Dureri, necazuri. Și observați, ia situația asta grea cu care se confruntau creștinii din primul veac. Și în Evrei, capitolul 10, la un moment dat, o să citesc doar versetele acestea, de la versetul 32, unde spune, aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și de pe altă parte v-ați făcut părtași cu aceia care aveau acea soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Și acum observați ce spune, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, mărit să fie Domnul. Observați ce importantă este încrederea în Dumnezeu. Mă rog în seara asta ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care sunteți aici. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei ce sunt cu noi online. Mă rog ca harul lui Dumnezeu să se reverse din plin peste noi toți. Duhul Sfânt să ne facă o cercetare vie, reală în viața noastră. Și să vedem mai presus de orice cât de importantă este încrederea în Dumnezeu. Încrederea asta în Dumnezeu, am spus în primul rând, se bazează în totalitate pe cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce ne va spune unul sau altul, noi să ne bazăm pe acest cuvânt despre care Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Mărire Domnului! Amen. În al doilea rând, încrederea în Dumnezeu alungă teama din viețile noastre. Oricât de mari ar fi temerile, oricât de justificate ar fi ele, oricât de mult ar bate asupra vieții noastre, fie că suntem tineri, mai în vârstă, nu? Oamenii ajungi la maturitate, important este să putem rămâne cu încrederea asta în Dumnezeu, ca și David, în situația cea limită. Eu mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. O, Doamne, ajută-ne să avem și noi astfel de încredere. Amen. Și apoi să nu uităm al treilea lucru foarte important. Încrederea în Dumnezeu este urmată de o mare răsplătire.
va fi mântuirea sufletului. Exact cum spune Apostolul Petru când scrie întâia epistolă, când vorbește acolo de încercări, când vorbește acolo că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, și apoi în final spune în versetul 9 acele cuvinte, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Harul Domnului să fie, să rămână cu noi toți. Și dacă e important ceva în lumea asta, este să avem încredere în Dumnezeu. Amin. Amen, amen.